ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Dărmănești. Este prima ședință din anul 2019. Vă doresc un an bun, cu sănătate și să dea Dumnezeu să ne ducem la îndeplinire proiectele de hotărâre și hotărârile pe care le vom lua în acest Consiliu. Domnul președinte, vă rog! Stimați colegi, bună ziua și bine ne-a regăsit în nou an. Înainte de a intra în ordine zi, vreau să fac o mențiune. Mulți cetățeni întreabă, și domnule, ce atâta consens în Consiliul Local? Nu vedem niciun fel de opinie, și când afară de doamna Michitelu, nu mai ia nimeni de cuvânt în ședințele de Consiliul Local. Vreau să informez cetățenii, fiindcă ședința este televizată, când înaintea acestei ședințe, noi facem ședințele pe comisii, unde fiecare își exprimă punctul de vedere asupra punctelor de pe ordinea de zi. Și acum intrăm în ordinea de zi. În conformitate cu prevederile articolului 39 și articolul 115 și articolul 117 din legea de administrație publice locale 215/2001, republicate cu modificări și completări ulterioare, și dispoziția numărul 15 din 17/1/2009 și ca primarul orașului Dărmănești, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Dărmănești, care va avea loc în ziua de 31/1/2019, orele 12. Nu o să citesc fiecare punct, ci îl supunem discuții dumneavoastră, având în vedere că aveți materiale pe masă. Punctul 1. Aprobarea procesului... Deci, ordinea de zi anterioară a avut 16 puncte. S-au mai adăugat două puncte la ordinea de zi. Supunem Consiliul Local 9 ordine de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. 17 voturi pentru. Trecem la punctul 1. Aprobarea procesului verbal de ședință ordinară din data de 21/12/2018. Dacă vrea cineva să ia cuvântul, vă rog. Dacă nu ia nimeni cuvântul, supunem la vot. Cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, procesul verbal al interdicției a fost adoptat. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea parabilității planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism, aferent aprobate prin hotărârea Consiliului Local din numărul 16 din 27/4/2001. Domnul primar? Da. Este un proiect de hotărâre care vine să vă propună să prelungim planul urbanistic general vechi care a fost aprobat până la sfârșitul anului 2019. Motivat de faptul că la acest moment se lucrează la PUG-ul nou, așa cum știm noi, și nu este finalizat. Deci în cursul anului 2019 acest plan urbanistic general sperăm să fie cel nou aprobat, iar cel vechi va fi prelungit până la sfârșitul anului. Dacă nu se termină, vom prelungi. Și dacă nu se termină, vom prelungi. În așa fel încât să nu îngreunăm, eu știu, situația celor care vor să-și construiască case, clădiri și așa mai departe. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 3. De pe 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre pentru concesionarea prin înghețare directă a două terenuri. Unul situat în strada Cuzinei și unul situat în strada Rechitiș. Domnul primar, da, la fel pe scurt și aici. În fiecare an noi concesionăm bunuri aparținând domeniului privat a OAT-ului. În proiectul de hotărâre de astăzi două propunere avem. Este vorba de un teren de 1.288 de metri pătrați care a fost concesionat și anul trecut cooperativei de consum în strada Uzinei și cel de-al doilea teren este un teren care a fost concesionat pe o persoană fizică din Dărmănești, iar acum a venit începutul 2019 și a solicitat să concesioneze terenul respectiv pe firma pe care o are persoana respectivă, mai ales că acolo desfășoară și o activitate economică. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? O abținere, din poate. 16 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Tăbrariu s-a abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind închirierea spațiului cu destinația cabinet medical situat în strada Popasului, în suprafață de 39,40 de metri pătrați, cel destinat cabinet stomatologic.
domnul primar. Este vorba de cererea făcută de doamna dr. Gloviu Corina, prin care solicită prelungirea contractului de închiriere a spațiului pe care l-a avut cu OAT Oraș Dărmănești. Sigur, există lege care reglementează modul cum pot fi închiriate spații de deținute de primărie către medicii de familie sau medicii de, eu știu, medicină generală sau stomatologi. În acest caz, doamna doctor funcționează acolo de mai mulți ani, propun prelungirea, încheierea unui contract pe o perioadă de 5 ani, în așa fel încât să-și poată desfășura activitatea în spațiul respectiv. Dacă vrea cineva să ia cuvântul la acest punct, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin încuptare directă a 3 spații comerciale aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești. Două situații în strada Muncii, unul situat în strada Popasului. Domnul primar. Aceeași problemă, cum spuneam și mai devreme, în fiecare an reluăm procedura de licitație pentru spațiile respective. Acum avem solicitare de la două saloane situate în clădirea pieței pe care o avem noi și cel de-al treilea situat în strada Popasului. Sunt agenți economici care funcționează în aceste spații și la acest moment, da, la momentul discuției și sigur că propun concesionarea sau închirierea în continuare în așa fel încât activitățile lor să poată să meargă mai departe. Apropo de închiriere, închirierea se face la același preț din anii trecuți? Sau chiar dacă este dată hotărâre, la prețul este dată hotărâre de Consiliu, prețul rămâne la fel, este corectat doar cu inflația. Deci ce inflația lui stabilă în 34, se corectează cu inflația. Mai ia cineva cuvântul? Dacă nu, se pune la vot punctul 5 de ordine de zi. Cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 6. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului, indicatorului teniei economii și a devizului general pentru proiectul amenajarea spațiului de tip SCOAT, oraș Dărmănești. Da, este vorba de o clarificare cerută de programul operațional regional, de ADR mai exact. Noi am depus un proiect pentru construirea unui parc în zona primăriei și câteva clarificări legate de niște sume eligibile sau neeligibile, așa cum am spus pe comisii, sunt variații foarte, valoarea proiectului rămâne la fel, variații foarte mici, în sensul că din bugetul local suportăm încă 700 de lei sau ceva de genul ăsta în plus. Dar trebuie aprobat din nou indicatorii, contribuție proprie, deviz general și așa mai departe. Să luăm mai dezbat. Aici doar două vorbe. Domnul Marcușo, dacă s-a pus cont aici, pentru amenajarea unui DC-ul. E prins în proiect. Este prins în proiect, da. Este prins în proiect, acolo, zona în care se... Ca plasamentul acestui parc, unde este ANL, liceu? Da, inclusiv ultima locuință, deci asta am grad să... Noi avem acolo 2080 de metri pătrați și pe terenul pe care îl avem noi, acest parc, și intențiile noastre fie să achiziționăm proprietatea până în liceu, fie să cealaltă proprietate până în ANL. Și atunci ar fi acolo o deschidere și un complex. Există posibilitatea să ieși și la strada principală, strada energiei? Nu. Nu. Acolo. Mai ia cineva cuvântul? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 7. Proiect de hotărâre prin modificare și completare a hotărârii Consiliului Local numărul 151 din 2018 privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Domnul primar. Da, sunt câteva corecții pe care colegii mei le-au scăpat la momentul supunerii la vot a proiectului de hotărâre pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale. Practic e un paragraf care precizează ce se întâmplă în situația în care un agent economic nu solicită în termenul legal emiterea autorizației de funcționare. Efectiv, a fost o scăpare. Am înțeles când s-a transmis documentele de la comercial spre juridic, undeva pe traseu în format electronic, s-a pierdut un paragraf care astăzi
este pe ordinea de zi și, sigur, care reglementează ce se întâmplă în cazul în care acest lucru nu se face în termen. E o completare. Nivelul impozitului și taxelor rămâne același de anul trecut. Nu se afectează nivelul impozitului și taxelor. Taxele și impozitele rămân la nivelul anului trecut, așa cum le-am aprobat în decembrie și corectate cu inflația, cu coeficientul de inflație. La acea hotărâre exista un paragraf care spunea că în termen de, până în data de... Da, deci efectiv am fost scăpat din... E o formulare, a fost scăpat din... Da, este bine ca să anunțăm cetățenii orașului, cei care dezist societăți comerciale, în momentul în care nu funcționează cu autorizația, să anunțe, să lua o anunță de 1500 lei. Asta e și... Și mai avea și eu o legislația s-a schimbat cu 48 de ore, deci îți dă voie undeva 15 zile. Legislația în 2018 s-a reactualizat. Și aici o pune și da? Trebuie să ne gândim și la varianta asta. Dar nu e vorba de organizație circulare? Nu, nu, nu. E vorba de tot ce înseamnă. Deci eu zic să fim și noi un pic mai variabil. 48 de ore s-au modificat. Punem 15 zile. 15 zile. Să-i trece, da. Spune la voi cine este pentru. Cu modificare, deci 17 voturi cu amendamentul modificării de la 48 de ore la 15 zile, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Un duo, proiect de hotărâre, modificare și completare a hotărârii Consiliului Local 135 în 2018, deci privind stabilirea traseilor unui program de școlare. Da. Am avut o solicitare din partea conducerii liceului din Dărmănești pentru a modifica anexa 1 la hotărârea de Consiliu din decembrie 2018, în sensul de a, prinde la traseul liceu Corbuben, Dărmăneasca, Port Liceu, distanța de 14 km, două curse. Inițial era o singură cursă și se pare că numărul de copii care fac acest traseu sau se deplasează pe acest traseu nu încap într-o singură cursă și am solicitat să prindem pe ordine de zi. Am propus să venim cu acest proiect de hotărâre, așa fel încât să acopere kilometri, cursele și așa mai departe. Deci e o solicitare a liceului. Vreau să ia cineva cu un proiect? Nu. No. Atunci să punem la vot, cu ordine de ordine de zi. Cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 9. Proiect de hotărâre pentru modificare și completare hotărârii Consiliului Local 155 2018 privind majorarea de 450% a impozitului pe terenul suprafață de 2485 metri pătrați situat în strada Muncii, numărul 3. Da. În decembrie am dat o hotărâre prin care noi am sancționat, sau Consiliul Local sancționează terenurile, imobilele neîngrijite. Am aprobat atunci majorarea impozitului până la 450%. Dar pentru că acolo sunt mai mulți urmași, moștenitori, propunem ca sumele care vor rezulta din majorarea impozitului să fie defalcate pe fiecare moștenitor. Deci aici e completarea, pentru că de punctul fostul proprietar nu mai e și urmașii nu știam care au responsabilități pe treaba asta. Practic, e o defalcare în funcție de urmași. Aș dori să întreb să luăm legătura cu fiecare din cadrul primăriei, a discutat cineva cu fiecare persoană în parte. Adică noi propunem, votăm, dar vreau ca ei după să știu. Hotărârea, după aia se transmite deci celor... S-a discutat, da, s-a discutat, s-a discutat cu, cu mama, cu Ana, Ana. Cu nunțeanu Ana și nunțeanu Ana, soția defunctului, i-a spus, domnule, nu sunt singură, nu e treaba mea, mai sunt copiii, ei gestionează și ar fi bine să... Da. Bine, dar n-au dezbatere ca să mă nu, nu. N-au dezbatere după defunct, nu. Dar recuperează restanțe? Au restanțe? Nu, toți, nu? Toți. Da, domnul Robert. Și totuși, ce se întâmplă dacă eu mă duc și iau doi oameni și reconstruiesc gardul ăla între domeniul public și gospodăria lui, care acel gard a ridicat problema și în ședința de luna trecută.
E urât, pentru centrul de Mărișului, chiar cade gardul pe cetățe. Deci este o primă, dacă aș face, acest proiect de hotărâre este, este o primă măsură pe care am luat-o noi, da? În sensul de a-i constrânge să-și curățe proprietatea. Cu siguranță vom interveni și e la limita domeniului public. Da, vom interveni și cu gardul respectiv și acea sumă, cât costă gardul, trebuie să o recuperăm. Nu putem face gard la toate proprietățile. Da. Eu sper să găsim o soluție și oamenii să vină să-și facă, da? Să-și facă ordine. Dar viitorul parc al orașului nu cuprinde și acea proprietate. Nu, nu, nu. E aval de, parcul e aval de proprietate. Și n-ar fi expus ca să o cedeze? Nu. Noi am făcut demersuri în sensul ăsta și se pare că la momentul ăsta, deci la momentul ăsta nu pot să dă. Deci la momentul ăsta nu pot să dă. Da, domnule, vă întrebam. Eu știu așa, când lucram și eu, dar nu mai zic, poate s-au schimbat. În momentul când oficial de stare și dură se completează actul de deces în zona unde o manageră. Eu știu că în același timp se face și anexa 1 și 2 și 3. Anexa 24 și anexa 2, da. Deci care merge și la camera notarilor. La notarilor, nu? Da, se face. Ca să nu se mai ajungă în situația cu multe probleme, sunt acum se opresc capă în cap, uite, dacă omului și tasul și mânsa, deci niciunul nu au nici se face luna. Lunar se face situația asta, notarii primit acele înștiințări către părți. Și părții nu se prezintă la notarii. Aia, da, nu se prezintă. Eu știu că sunt siguranță. Se face luna. Mai ai cineva cuvântul la acest punct? Nu. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, 16 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Corta s-a abținut, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 10. Proiect de hotărâre prin acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Stoica Nicolae. Foarte pe scurt, în data de 12 decembrie, am avut un incendiu la familia Stoica Nicolae din Plopu și sigur că avem procesul verbal de intervenție și așa mai departe. Prin acest proiect de hotărâre propunem un ajutor minimal în materiale de construcții. Pagubele sunt mai mari acolo, dar la momentul de față atât ne putem permite 1000 de lei constând în materiale de construcție. Dacă tot acordăm aceste ajutoare, se și televizează și dorim ca populația să aibă un pic de grijă. Deci să fac rudimentar, să afumă carne, să facă site, deci sunt niște pierderi pentru ei, dar și Consiliul Local, adică ar trebui să. Da, noi o să stabilim un regulament în cursul anului 2019, vom stabili un regulament legat de aceste ajutoare de urgență, pentru că, sigur, se întâmplă necazuri și, practic, orice ajutor vine să sprijine familia respectivă. Dar, așa cum spunea și domnul consilier, sunt tot felul de improvizații, sunt tot felul de lucruri nefăcute cum trebuie, neglijențe de cele mai multe ori și se întâmplă necazuri. Existau controle, să știți că și acum mai vin pompierii și vin destul de des și controlează, dar e greu să pătrunzi în casa unei familii și să vezi dacă hornul e curățat sau nu. Există și anul trecut, dacă v-aș aminte, și acum 2 ani, am avut un parteneriat cu Habitatul, Habitat for Humanity, care gratuit a venit și a curățat acele hornuri și chiar a intervenit. Am avut și atunci câteva probleme destul de neplăcute, în sensul că oamenii, deși aveau probleme cu hornurile, nu au acceptat deschiderea porții și să curețe gradul. Săptămâna trecută au venit la Dămănești niște domni, o firmă care sunt de meserie, coșari, sigur, contra cost, se ocupă de tot ce înseamnă verificarea coșurilor de fum și numai. Am pus un anunț cu numărul de telefon și așa mai departe. Persoanele interesate pot solicita sprijinul lor, în așa fel încât să, eu știu, să corectăm foarte multe lucruri de neglijență. Locurile astea deschise, să nu uităm că acum 10 ani sau poate mai bine. Mai bine. Îmbrăbrește a aruncat pierd din cauza la un foc deschis. Deci, cu siguranță, tot ce ține de focurile deschise, de focurile de supraveghere,
unde îl poate să vină la mine, de la centrală, poșul meu, nu mai încapă de două lege, de deci, ce fiind mai la jos. Domnul viceprimar o să vă dea numărul de telefon. Acum poșul mai jos, deci mai la mine, am venit cu borțare și am venit acolo să-mi format un bloc. Eu vă spun. Deci, cu siguranță, mai bun pune acum. Aveți consulat în mine, s-a vrut doar în mai da, domnul Cifrică. Domnul primar, referitor la incendiu, de exemplu, exact la sărături, când s-a făcut casa la Mazino, mă rog că am fost pe pază. Mă condream, dar n-am mai urmă. Deci a scos formul în cot, vă știți că a fost da. De rămas, dar și când s-a făcut casa, și vezi, mă, nu și-a dus, măi, nu se poate merge la asta. Doamne, tare, știi, voi, chiar când s-a făcut casa asta? Cât are? În mari grâni le-a scoat un vod afară, doar că este la o scânteie, sare în vodul ăsta și după aceea iar bine, că trebuie ca să-ți facă casă, nu? Domnul, trebuie să ai răspundere și tu pentru așa ceva, nu? Mai, din păcate. E, și până la urmă s-a scos cot afară, mai un metru și ceva, și acum merg normal. Dacă tot discutăm despre aceste probleme, ar trebui dat o hotărâre locală ca toate coșurile rușurile de fum, să fie create din materialele alea speciale, adică din cărămida specială pentru porcelan. Ideal. Eventual unde este nevoie să găsim o soluție decât să dai 10.000 de lei după ce i-ar plecat, mai bine îi dai 1.000 de lei și faci coșul de bun. Asta a făcut așa. Și o firmă care se pleacă periodic în fiecare an, în fiecare an, să fie o dovadă unde s-a făcut curățarea de coș de bun. Deci tot ce ține de instituții, de exemplu școlile și așa mai departe, sunt obligate să aibă revizia asta, că visul. Mă, trebuie ce vince să ajungă și la populație, cu niște să ajungă în sigur la ce se iubesc în aceste necazuri. Dar mai ca problema fiindată la primărie, o societate, un serviciu, contra cost, vine vitanja să vină și la coș și plătim, și la vitanja se plătește. Deci au venit de la localitate gratis, n-au plătit nimic și n-a dat nimeni niciun leu și le-a făcut la mulți forturi. Făceau reconstrucție la port. Deci au fost peste 300 de voruri cu curățate atunci, vreo 50 de voruri construite de la zero, gratis, și am avut oameni care n-au vrut să-i primească. Da, mai că, dar... Da, da, vedem ce soluție găsim în așa. Poate găsim o soluție. Înainte era acea gazetă de strada primăriei, a fost desfințat. Cu informație. Era bună, dar să nu râde. Că lumea vine în joia și cât așteaptă să plătească, mai citește acolo ceva. Dom'le, s-a înființat o societate de curățat coșul. S-a înființat, se face cadastru pe idealul nu știu care. M-a folosit să informezi cu mai puțin, dar nu stați pe Facebook. Ați văzut că toți au scos tomeroane de gunoi la poartă, pentru că nu se uită în Facebook. Care au văzut Facebook, nu le-a mai scos pe domnul. S-a asistat unul. Da, mă rog. Zic și la magazin, e bine de pus. Da. Da, o propagandă trebuie făcută și nu participă. Eu o să iau legătura cu firma care și-a manifestat intenția, o să punem telefon și așa mai departe și vedem, nu știu, ce costă, cum, dar putem cum am avut. Domnul primar, vitanța funcționează la primărie? Nu. Deci adică niște probleme cu funcționarea, cu culturi, să avem o pompă, deci pentru funcționarea. Au cele de făcut. Deci avem pompă pentru funcționarea. Sau mașina de pompier. Mai ia cineva cuvântul la punctul 10? Dacă nu mai ia cineva cuvântul, atunci să punem la vot. Cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei Stoica a fost adoptat. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Vorlan Gheorghe. Aceeași situație. Aceeași situație. Vorlan Gheorghe de pe strada Orizontului, la fel în luna decembrie, a avut loc un incendiu. Omul mi-a spus că nu era nimeni acasă, nu știu, de la ceva electric s-a întâmplat acolo, nu era nimeni acasă. Datorită faptului că n-a fost atunci acasă, pagubele au fost mai însemnate. La fel, propunem un ajutor în valoare de 1.000 de lei, constând din materiale de construcție. Ia cineva cuvântul? Dacă nu ia nimeni cuvântul, să punem cine este pentru? Cu 17 voturi pentru și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre din stabilirea salariului de bază
cadrul primăriei de Mărești, începând cu data din 1 ianuarie 2019. Domnul primar? Da, este un proiect de hotărâre la care am lucrat mult, așa cum am spus și pe comisii, care influențează bugetul local și acest proiect de hotărâre vine cumva să se pună în concordanță cu ultima legislație în materie și voi invoca doar ordonanța de urgență 114, care a fost dată la sfârșitul anului 2018, mai exact în 28 decembrie 2018, care reglementează niște drepturi salariale. În primul rând, este vorba de salariul minim pe economie, care crește de la 1900 la 2080 de lei. În al doilea rând, face vorbire despre voucherele de vacanță și începând cu 1 ianuarie 2019, toți angajații din, eu știu, plătiți la stat, să înțeleagă toată lumea, vor beneficia de vouchere de vacanță în valoare de 1450 de lei. Și la fel, în aceeași ordonanță, se spune că personalul contractual și funcționarii publici din aparatul de specialitate a primarului beneficiază de indemnizație de hrană. Indemnizația de hrană cu voucherele de vacanță și cu creșterea salariului la 2080 influențează per total o creștere între 12 și 15% a costurilor salariale, dar noi trebuie să respectăm legea și să dăm aceste drepturi. Spuneam și pe comisii că ordonanța vine și reglementează foarte clar care sunt sarcinile ordonatorului principal de credite și anume că trebuie să dea aceste drepturi, dar în același timp să dimensioneze numericul aparatului de specialitate în așa fel încât să asigure până la sfârșitul anului drepturile salariale. Eu sper să reușim să încasăm toate taxele și impozitele pe care le-am propus în 2019, în așa fel încât să avem și bani de salariu. În cazul în care nu vom reuși să încasăm aceste taxe și vom rămâne descoperiți din punct de vedere al drepturilor salariale, vom recurge la varianta unei reorganizări, ceea ce se traduce prin concurs și reducerea numericului de personal din aparatul de specialitate. Vreau să fac precizarea că la acest moment noi lucrăm doar cu 60-70% din numeric, adică organigrama primăriei este dimensionată la 135 de persoane și noi avem 79 angajați. Deci suntem subdimensionați. Poate că asta ne permite cumva să dăm aceste drepturi salariale până la sfârșitul anului, dar, repet, în situația în care avem probleme, cu siguranță vom reduce și mai mult numeric. Dacă sunt întrebări? Doamna. Deci azi să înțeleg că noi trebuie să votăm următorul lucru. Să le acceptăm voucherele și indemnizația de și salariul de 1980, și salariul care conform legii. Deci nu votăm azi disponibilizări. Nu votați nu. Aie. Da. Dar nu se fac disponibilizări. Dar nici de parte nu vom fi în aceste situații. Nu, e o chestie de tine, nu. S-ar putea să aie. Probleme. Dar mă gândesc la ideea că fiind sub numărul normelor, poate reușim să ne încadrăm și să nu afectăm pe nimeni. Depinde de bugetul național, pentru că și acolo au fost câteva discuții. Dacă bugetul național va acorda în continuare cotele de facultate și ce ne-au dat în alt an și nu ne vor pune alte taxe, sper să reușim să acoperim, dar deocamdată nu nimic. Deci, să vedem bugetul național și după aia nu putem deci, până în prezent, dacă poate sunt buni și frumoase și acum vrem noi, va fi bine. Dacă nu, vom mai hotărâ altă dată. Cu siguranță. Hai. Mai ia cineva cuvântul? Domnul Desta. Dar mă uit că acesta de funcție mi se pare unul frumos și stau și mă gândesc în eventualitatea unor disponibilizări, cred că activitatea în primărie va fi perturbată foarte puternic. De asta vin cu propunerea să adunați toți salariații primăriei. Poate oamenii renunță la anumite drepturi. Ca să rămână toți salariații. Discuții, sigur, au discuții luni, marți, au discuții pe tema asta și rugămintea mea a fost ca fiecare să-și facă treaba acolo unde este pus o fapt. Deci dacă fiecare în direcția lui își va face treaba, eu sper să nu avem probleme. Domnul primar, nu sunt străini de ceea ce se întâmplă în primărie. Da. Oamenii sunt cu activitatea, știu, își acoperă aproape integral sau integral timpul de lucru. Încă o dată vă repet, dacă noi vom face reduceri și vom aprova aceste reduceri de personal, categoric, oamenii aia o să plece singuri. Dacă vom ajunge în situația
imposibilităților financiare, putem aduce să venim cu o propunere, renunțăm la normă de hrană și rămânem toți, sau renunțăm la voucher de vacanță și rămânem toți. Da, deci vom avea o situație, eu zic deocamdată să aprobăm aceste drepturi, așa cum prevede legea. Cu siguranță eu voi fi foarte atent că principala povară pe umerii mei cade, ca ordonator principal de credite. Vreau să vă spun că în situația în care ordonatorul principal de credite nu reușește să asigure finanțarea așa cum cere legea, este amendat cu până la 100.000 de lei și vă dați seama că... Dar înainte de a se întâmpla, Doamne ferește, o situație dificilă, eu o să vă anunț și vom găsi și soluții. Adică da, în momentul în care discutăm, voi veni și propune. Mai repetați o dată să înțeleagă că nu se votează reducerea de personal. Deci se votează, se votează hotărârea de Consiliu care stabilește drepturile salariale angajaților din aparatul de specialitate a primarului. De fapt, e o majorare. E o majorare. Vreau să vă spun că la momentul de față, comparativ cu anul trecut, am și spus, e o creștere între 10-12-15%. E o creștere salarială. Singura, e un lucru bun ce votați dumneavoastră astăzi aici. Singura problemă este să avem și resursa financiară ca să putem plăti drepturile astea până la sfârșitul anului. Da, deci nu e nimic problemă. Dacă nu ai pus, să punem la vot. Cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Domnul primar. Da, în decembrie 2018 am avut pe masă un proiect de hotărâre care era strict legal. Vorbeam de documentul de poziție, da. L-am aprobat atunci. Este vorba despre un document care reglementează modul în care deșeurile din județul Bacău vor fi colectate și cum va plăti primăria către ADIS. Până în ianuarie 2019, primăria plătea la numeric. Deci câți cetățeni aveau în localitate, ori acea taxă de 10 lei și plătea către ADIS o sumă. De exemplu, noi am fost... agreați cu număr de 8.080 de persoane și plăteam 850.000 de lei în fiecare lună, 85.000 de lei în fiecare lună către ADIS. În decembrie s-a venit cu propunerea ca primăriile să plătească către ADIS la numărul de tone pe care le produce. Vorbesc primăria către ADIS, nu oamenii către primărie. Da? Deci cetățenii către primărie vor plăti deocamdată tot acea taxă de 10 lei. Dar primăria va plăti către ADIS la numărul de tone care vor fi ridicate din localitate. De ce s-a făcut lucrul ăsta? Pentru că ADIS-ul ținea cont de numărul de cetățeni din localitate conform contractului inițial și statisticii, care era mult mai mare. Între timp, noi avem cetățeni care sunt plecați din țară sau lucrează în alte localități și acei cetățeni, sigur că nu ar trebui să plătească, ne locuind în localitatea asta, nu ar trebui să plătească bunuri. Și atunci acel numeric s-a diminuat. Ca să evităm neclaritățile dintre primării și ADIS, s-a propus ca fiecare primărie să plătească la câte tone de gunoi produce. În decembrie spuneam că am aprobat acel document de poziție, iar acum, pe masă, avem un act adițional la documentul de poziție care va fi încheiat între ADIS și Romprest. Adică ceea ce s-a stabilit inițial ca și document de poziție care reglementa foarte bine cum vor fi și cât va costa o tonă de deșeu, acum ADIS-ul face act adițional după ce aprobăm noi cu Romprestul și va rămâne legea. Sigur că acest act adițional va intra în vigoare de la 1 februarie. Mâine avem ședință adunare generală a ADIS-ului și vor fi supuse la vot toate aceste proiecte de hotărâre. Deci una din condiții este ca fiecare primărie care, UATE, care este membru ADIS, să dea aceste hotărâre. În condiții în care o primărie nu votează, mâine se prelungește și nu se poate adopta acest proiect. Deci despre asta este vorba. Ia cineva cuvântul la acest punct? Dacă nu i-am nimeni cuvântul, suntem la vot. Cine este pentru?
17 vot. O abținere. Cu 16 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Vă rog, domnule primar. Deci am avut solicitare din partea ABIS-ului, mi s-a transmis în luna decembrie, să propunem Consiliului Local un proiect de hotărâre care să vină cumva și să acorde subvenții din bugetul local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. Noi am dat în cursul anului 2018, cred că în decembrie, o hotărâre de Consiliu care subvenționa persoanele prevăzute în lege, adică persoanele cu handicap, veteranii de război, văduvele veteranilor de război. Noi am dat această hotărâre de Consiliu pentru că, conform legii, sunt scutiți de plata gunoiului. Și atunci Consiliul Local a suportat această cheltuială, adică a subvenționat sumele aferente persoanelor prevăzute în lege. Afară de acest proiect de hotărâre, ADIS-ul ne-a propus să găsim o soluție care, din punct de vedere legal, nu are acoperire și să subvenționăm și diferența care, sigur, ne-au impus-o dumnealor, fie ca deficit a operatorilor de deșeuri, fie ca, eu știu, plată neachitată. Nu am găsit la acest moment acoperire juridică în tot ceea ce ne-au solicitat dumnealor. Am primit o adresă de la prefectură, de la prefectura Bacău, prin care s-a cerut punctul de vedere a Consiliului Concurenței și avizul este la fel neclar acolo. Ca atare, eu am venit cu acest proiect de hotărâre, l-am dezbătut pe comisii și dumneavoastră veți vota în consecință. Păi bine, noi din bugetul local să subvenționăm pe ADIS și am găsit să ne subvenționeze și pe noi cineva. Nu. Și atunci cum se aprobă? Nu aprobă. Da, eu. Da. Da. S-a discutat în comisie, s-a dezbătut problema, nu s-a găsit soluții, sau s-a găsit soluția votului legal. Și voi nu la vot, demasturi. Cine este pentru? Cu 17 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local privind finanțarea serviciului public de salubrizare a fost respins. Deci în punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în dreptul Bacău și cuantum taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019. Domnul primar? Da, este la fel un proiect de hotărâre transmis de ADIS. Eu în decembrie nu l-am propus spre analiză și discuții. Noi în decembrie am aprobat taxa de 10 lei pe persoană pentru anul 2019, așa cum era în planul de evoluție vechi. ADIS-ul a venit cu această propunere în decembrie ca soluție alternativă, dar trecându-se la varianta cu tona, nu-și mai găsește practic acoperirea acest proiect de hotărâre. Sigur că avem un plan de evoluție a taxei care este ce ne-a propus ADIS-ul, care este destul de mare și nu știu dacă poate fi suportat de către populație. După aia, perioada pe care ne-au propus să o analizăm pentru planul de evoluție se duce până în 2041, celălalt era până în 2030. Eu am venit și cu acest proiect de hotărâre, l-am discutat pe comisii, să-l analizăm și să decideți în consecință. Am discutat pe comisii, noi am analizat, vom vedea cum vom vota, dar o să vă rog să transmiteți că tot ne vede populația, ce facem cu noi, nu scoatem până la noi anunțul. Haideți să votăm și la diverse, la diverse vom discuta. Da, bun. Da? Exact cum am vorbit și în comisie,
pentru un agent economic, nu știu dacă suntem noi consilieri, legal, așa, să le stabilim noi un preț pe... Ar trebui firma care prestează servicii. Legat de agenții economici, începând de la 1 februarie, Romprestul nu va mai colecta gunoiul de la agenții economici. Și atunci va trebui noi, Consiliul Local, să dăm o hotărâre de Consiliu și acele sume pe care agenții economici până acum le plăteau la Romprest, va trebui să le plătească la chimărie. Pentru că Romprestul a spus, doamne, eu iau gunoiul la tonă de la tonă, nu mă interesează că e la persoane fizice sau juridice. Și atunci, sigur, noi deja lucrăm la un proiect de hotărâre, să găsim un echilibru între numărul de angajați de la firmă, între cantitatea de gunoi pe care o produce fiecare. Cu siguranță vom avea o dezbatere, o discuție cu agenții economici de terază a orașului Bermănești, înainte de a propune un proiect de hotărâre. Cert este că la acest moment, 25% din cantitatea de gunoi care se ridică de la Bermănești aparține agenților economici. Și nu este corect ca agentul economic să nu plătească și persoanele fizice să suporte din bani privați și costul acesta. Da, dacă așa cum spune domnul Consiliu, eu consilier, cum să-i stabilesc eu? Știu cât gunoi produce. Deci vom găsi un proiect de hotărâre și un calcul, așa cum fac și alte localități, să știți că noi nu suntem singuri pe lume, sunt și alte localități care au aceleași provocări și vom vedea ce soluții au găsit ceilalți primari, celelalte consilii locale și cu siguranță vom și noi vom găsi. Este o primărie, ce fac un balast. Este un balast cu siguranță și noi nu am vrut să preluăm și această sarcină în plus, pentru că noi ne transformăm în perceptori. Da? Nu e treaba noastră. Era o relație între agentul economic Romprest și agentul economic X sau Y. Ce treaba avem noi acolo? Dar se pare că în acest fel și agenții economici trebuie să contribuie la reducerea acestei cantități de gunoi, pentru că dacă nu se reduc cantitățile, acolo la operator se știe exact cât gunoi de la ce agent economic a luat. Atunci trebuie redus, că altfel plătește mult. Și, dar, repet, nu este astăzi subiectul discuției. Luna februarie vom avea o discuție pe tema asta. Iar la cea mai bună formă, pe Romprestu, încasat. Deci prestator încasat de la agentul economic, nu primăria. Iar s-a mai dat o sarcină pe capul primăriei. Și mai avem o problemă. Ei fiind agenți economici și Romprestu și agentul economic din Bermănești, facturau la TVA, treabă, noi nu suntem plătitori TVA. E o treabă complicată. Agentul economic o spune, eu vreau să-mi decontez în contabilitatea mea gunoiul, da? Nu, e vorba de factură, de documente economice. Și atunci noi va trebui să gândim o taxă care să nu fie purtătoare de TVA și care să fie plătită de agentul economic. De tipul de activitate, de numărul de persoane, de... Deci, v-am spus, e o discuție un pic mai complicată, dar va trebui să o agreăm cu toți. Cert este că ADIS-ul este o asociație și nu se ține cont de membrii asociației. Și hotărâți cei care de fapt sunt angajați, și cei care sunt mai mai are cineva cuvântul la acest punct? Am uitat, nu făceam o comparație aici. Deci plătim orașele, plătim de două ori jumătate față de o comună, cum mi se pare corect. Mai ales în condițiile în care le dăm noi și nu prea arătăm la oraș. Siguranță. Mai mult decât atât, cum spuneam și pe comisii, la noi se ridică o singură dată pe săptămână. În orașul se ridică de trei ori. Putem gândi și noi ceva, cum am gândit Moineștiul, să iasă din Sfântul Maichemii municipiu. Da, nu, ideea este că dacă... Faceți referendum acum, ca să treacă de la municipiu la oraș, la denumirea de oraș. Nu, cred că se va face treaba asta. Dar au propus. Da. Cedința trecută. Ideea este că dacă noi vom reduce cantitatea de bună, vom plăti mai puțin. Asta e cert. Cu cât plătești mai puțin, înseamnă că ți-ai redus cantitățile de gunoi, le faci pe sortul, pe selectiv și asta e ținta. Dacă nu mai ia nimeni cuvântul, sunt din la vot. Dacă tot s-a discutat și au fost trei, să mai fie un punct pe ordinea de zi referitoare la gunoi, se poate face o rezumat pentru cei care ne privesc?
În sensul că primăria Lărmănești va achita la tonă către Avies, da, în jur de 330 de lei pe tonă, da, așa. Primăria strânge bani de la persoane de, din Lărmănești, da, la persoană, după graficul vechi, la 10 lei și da, 20, iar ridicarea gunoaielor rămâne în continuare cu perioadă nedeterminată. Deocamdată se încearcă deblocarea situației la nivelul județului Bacău. Da? Deocamdată se încearcă. Eu sper ca săptămâna viitoare să putem avea un răspuns favorabil. Așa cum v-am spus și pe comisii, primăria de Lărmănești și-a achitat pentru 2018 toată suma, dar cei de la Adis au venit și au spus că sunt niște pierderi, deficit la agentul economic, pe tot județul Bacău, nu pe Lărmănești, și ne-au mai împărțit niște sume și trebuie să mai grăm niște sume care sunt enorm de mari și pe care noi nu le recunoaștem. Și atunci să vedem care sunt soluțiile, pentru că nu sumele puse în spatele cetățenilor din Lărmănești înseamnă 16 miliarde și ceva. Și care nu rezultă, și care nu rezultă din, din tonele cărate. Din adică tonele cărate. Câte tone s-au cărat, noi le-am plătit. Am plătit anul trecut 9 miliarde și ceva. Aveți la mapă da, fiecare situația când am plătit. Și afară de asta, în decembrie mi s-a spus că știți, mai aveți încă 16. Nu e cazul doar a Lărmăneștiului, repet. Măineștiul are 40 de miliarde, Măneștiul încă 20 de miliarde, tot județul Bacău. Iar avisul spune, da, vom devoloca situația în momentul în care veți plăti toate sumele. Dar nu reiese când ați fi achitat până la sfârșitul anului 40 de noi reiese, mai nu reiese. Și atunci, și atunci vom ajunge. Nu se poate justifica în baza. Am împărțit și pierde. Referitorul la niște, pentru că aceste sume sunt aduse la cunoștința primăriei, de către Adis, ca nemulțumirea populației, pentru că primările le servesc o populație, da, un anumit numeric. Nu se pot acționa și prin protecția consumatorului să meargă cu niște sesizări, să vedem de, de unde justifică dânsii. Dacă noi am plătit la zi pe tonele, primăria a plătit la zi pe tonele, care deci s-au suntem în instanță, suntem în instanță, iar la momentul respectiv, cu siguranță se va cere o expertiză și domnilor, adică toate organismele care să protejeze populația de achitarea deci, unor la, din punctul sume nostru de vedere, exorbitante. Din punctul nostru de vedere, nu au dreptate. Noi am avut de plătit o sumă, ne-am plătit-o în fiecare lună, la sfârșitul anului ne-am trezit că, de fapt, nu știu ce s-a întâmplat și mai avem de plată, nu știu că. Nu e corect, pentru că noi acești bani trebuie să luăm de la cetățeni. Și dacă instanța de judecată va stabili că trebuie să plătim, atunci vom căuta soluții Consiliul Local. Dar până atunci nu este normal și, repet, nu este situația în Lărmănești. În tot județul Bacău s-a întâmplat lucrul ăsta. Unii din primari și consiliile locale au luat bani din bugetul local, nu știu de unde au luat bani, și au făcut acele hotărâri de Consiliu și au transmis banii către Avis. Dar noi avem sume mai mari care nu le putem justifica de unde sunt acele sume și ca atare ne vom îndrepta cu siguranță în instanță și vom vedea ce se decide acolo. Având în vedere că este un contract, domnule primar, în derulare, având în vedere că sunt niște prețuri aprobate tot de un Consiliu Local, care credeți dumneavoastră că sunt șansele care aveți să avem câștig de cauză într-o instanță? Deci, în instanță, șansele sunt mari, pentru că acolo sunt niște clauze contractuale și dacă noi am stabilit că e taxa 10 lei de persoană în 2019, de exemplu. Și dacă mi s-a spus că suntem 8.080 și noi am plătit cei 80.000 în fiecare lună, practic ne-am achitat datoriile contractuale. Că între timp a mai apărut cineva și a constatat că s-ar părea că mai are niște pierderi pe acolo sau pe acolo, nu e treaba noastră sau nu ne putem noi pronunța. Pentru că, așa cum nu am primit o justificare de ce avem 16 miliarde, putea să avem 50 de miliarde sau putea să avem 2 miliarde. Trebuie o expertiză clară. Mai ales că noi, mai ales că am produs o cantitate de gunoi mai mică decât era prevăzută în contract. În contract inițial se spunea că dacă sunt 14.700 sau 12.000 sau câți o fi noi la Lărmănești, ar fi trebuit să producem în jur de 4.500 de tone pe an. În realitate, noi am produs doar 1.500 de tone pe an și anul 2018 și 2017 și 2016. Asta înseamnă că atunci când noi ne-am numărat și am găsit că sunt doar 8.080 de oameni în localitate, a fost un număr real. Pentru că 8.080 ori cât produce un cetățean în medie pe zi, rezultă suma aia de 1.500 de tone. Zâmbesc acum,
mă gândeam mai înainte, până acum se pierdea apă pe conducătorul la vacă. Acum se văd că se pierde sume de bani pe OP-ul. Deci, sunt lucruri care, repet, noi suntem în instanță cu OP-ul, ca să vedem ce soluții se vor găsi. Iar dacă instanța va spune că, da, domnule, ați intrat în proiect cu 8.000 sau cu 12.000 sau cu 15.000 și că trebuie să plătiți gunoiul, chiar dacă nu l-ați produs, chiar dacă oamenii ăștia nu sunt în localitate, da? Deci diferența de 3-4.000 sunt plecați din țară și dacă instanța va spune trebuie să plătiți și pentru oamenii care sunt plecați din țară și avem o hotărâre definitivă, atunci vom acționa în consecință. În ianuarie au ridicat ceva? Nimic. Au ridicat nimic? Au fost. Aha. Din 25. Da. Totuși, e bine. Deci, Consiliul Popular vedem la tonă, mai departe, nu știu cum a fost. Dar populația noastră, care noi încă o impunem la numărul de persoane, vedeți dumneavoastră că este o neconcordanță. Deci, sunt multe persoane bolnave, care nu duce un coș și un coș sau o lopată la bar. Nu, dar sunt bolnavi. Eu cred că trebuie scutești. Da, pentru ei, da. Dar fii bolnav? Corect. Medicii. Altă problemă. Sunt care nu au venit în localitate din loc, dar locuința apare în decizie. Deci rugămintea mea este de aia aprobat. Nu, trebuie să vă regulament. Fiecare cetățean sau vine și să completeze acea declarație. Este o declarație. Dar asta trebuie să aibă acasă un aparținător, o rudă, trebuie să aibă cu cineva. Vine și spune, domne, la familia și să știți că în fiecare zi vin cetățeni la noi și completează, aduc documente că sunt plecați copiii sau membrii familiei. Iar cei care nu vin să-și modifice declarația asta, sunt multe situații trecere. Bun, dar trebuie să vină ei să declară. Deci toți cei care declară, noi ținem evidența lumea. Pentru cei care vin și declară, n-au nicio treabă. Mai zi cineva la cuvânt? Acum cu 15? Supunem la voi. Cine? Să rugăm cu un orașenii noștri și populația să nu mai ducă cu noi prin zonele... Deci, în primul rând, rugămintea mea este... zonele selective unde să punem gunoi. Dar rugămintea mea este să reducă fiecare cantitate de gunoi și să scoată la acele putere doar gunoiul care menajer, care rezultă în curte, nu bolovani, nu crengi, nu eu știu ce mai avem prin curte. În al doilea rând, am pus acele locuri în care să se depoziteze bidoanele din plastic și ce mai avem acolo. Rugămintea mea este metal, carton și așa mai departe. Așteptăm și vom anunța în momentul în care s-a deblocat situația. Până atunci, vă rog să țineți acele bele în curte ca să nu facem mizerie pe drum. Și mesaj foarte important, nu mergeți și aruncați pe lungi, pentru că amenzile sunt foarte și chiar... cu siguranță cel care va fi prins va trebui să plătească amendă, pentru că am avut și senzații de genul ăsta, adică omul duce și le dă în ducă sau unde le dă. Deci, încercăm să deblocăm situația, nu este o situație ușoară, pentru că ne trezim la o zi la alta cu niște sume fantastice. Cunoaștem și cunosc foarte bine situația, puterea de cumpărare a omului. Nu e normal să plătească taxele așa de mari, dar deocamdată căutăm soluții. Da? Domnul Moise. Sunt cetățeni care întreabă ce ar putea face cu aparatele ecocasnice defecte. Facem campanii și la o lună, două, când se strâng mai mulți, noi solicităm, sunt mai multe firme care fac colectarea de deieuri și chemăm. Să știți că am avut în decembrie, parcă ultima, da? Și la o lună de zile, la două luni de zile, noi chemăm, dăm un anunț, trecem prin fiecare cartier. Atunci, poate că fiecare să-l scoată și, da? A fost și perioada în care se plineau bon ceva pentru predarea acelui. Deci, dacă nu se mai scrie, se punem la vot. Cine este pentru la punctul 15? Se abține cineva? Cine este împotrivă? Doamna secretar, proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare, actualizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, a fost respins.
Punctul 16. Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la modernizarea drumului de interes local, strada Divez, cartierul Lahoș. Da, este vorba de proiectul de hotărâre care corectează cumva indicatorii și devizul general al drumului Lahoș. În urma hotărârii, ordonanță de urgență 114 din decembrie. Ce înseamnă? Prin această ordonanță, constructorii au niște reglementări foarte clare acolo vis-a-vis de salariul minim de 3.000 de lei. Contractele care au fost încheiate până la apariția acestor reglementări sunt corectate, devizul general se corectează la componenta de forță umană și pentru că este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, constructorul ne-a solicitat să facem aceste corecții și în urma hotărârii pe care dumneavoastră o veți aproba, vom transmite proiectul de hotărâre la Ministerul Dezvoltării pentru corecții. Practic, acest contract a fost semnat pe 5.400.000 de lei, în urma licitației s-a judecat cu 5.000.000 de lei, în urma ordonanței de urgență, din nou, a crescut la 5.300.000 de lei. Deci e o corecție după legislație. Dacă nu solicităm aceste sume de la PNRL, trebuie să le scotăm în bugetul local. Cam atât. Ia cineva cuvântul la punctul 16? Nu. Ce vor mai modifica? Pentru că s-au discutat comisii, să pun spre aprobare punctul 16. Cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contract concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri în județul Bacău. Domnule primar. Da. Am să fac și aici o precizare că tot legat de deșeuri și un subiect destul de dificil. Legislația spune, legislația adoptată de Guvernul României, solicită și de Parlament, solicită de la 1 ianuarie 2018 să plătească o taxă pentru economia circulară. Ce înseamnă? Pentru fiecare tonă de gunoi care se depozitează în celula 2 de la Bacău, trebuie plătit o taxă de 30 de lei. De ce guvernanții au dat treaba asta? Această taxă se plătește pentru gunoiul care îl depunem acolo și normativul european spune că fiecare și țara noastră și fiecare localitate trebuie să-și reducă cantitatea de gunoi depus acolo. Adică să selecteze cât mai mult și să valorifice. Tot ce ține de hârtie, de plastic, de metal, să fie selectat și să nu mai ajungă în groapa de gunoi. Pentru cantitățile, sau altfel spus, în anul 2019, procentul de gunoi care trebuie selectat este de 40%. Tot ce nu se respectă. De exemplu, în 2018, la nivel de județ Bacău, doar 2%, 3% a fost selectat. Și norma era de 30%. De la 1 ianuarie, 40% avem la nivel de județ Bacău. Și legiuitorul este în felul următor. Dacă voi veți selecta 40% din cât scoateți la poartă, nu veți plăti nimic. Dacă nu veți selecta decât 10%, pe diferența de 30% care o duceți în groapa de gunoi, trebuie să plătiți 30 de lei pe ton. De la asta este valabil în 2019. În 2020 este măsura mai dură. Dacă noi vom continua să aruncăm gunoi cum ne vine nouă, nu vom mai plăti 30 de lei pe tonă, ci vom plăti 80 de lei pe tonă. Pe tonă, da? De ce, repet, s-a luat această decizie? Ca fiecare cetățean care produce gunoi în bucătărie, unde produce acolo, să fie conștient și să nu scoată, ce spuneam mai devreme, toate la un loc. Da? Noi le punem selectiv. Pentru gunoiul selectat, pentru carton, pentru plastic, pentru fier, nu se plătește. Nu se plătește nimic, da? Deci ăla se dă deoparte și se duce la valorificare. Dar în cazul în care gunoiul menajer se găsește plastic și ce mai avem noi acolo, se plătește. Și atunci această taxă din nou vine și se întoarce în buzunarul cetățeanului. Adică dacă gunoiul a fost scos așa pe fracții, cum ne-au cerut ei, nu plătim nimic. Dacă e scos la grămadă, se plătește. Acum noi am solicitat și trebuie reglementat, că am avut discuții cu cetățenii care au spus așa, bine, vine mașina Roprestului și amestecă tot la un loc. Degeaba scoatem noi selectivii.
Sigur că și operatorul care colectează gunoiul de pe raza localității va trebui să vină cu mașini separate. Într-o zi ridică gunoiul menajer, în altă zi ridică plasticul și ce mai are el acolo. Deci, această penalizare, că practic este o penalitate, o penalizare pe buzunarul fiecăruia dintre noi, se face datorită faptului că nu am redus cantitățile de gunoi. Deocamdată suntem 2019 30 de lei, 2020 80 de lei și dacă continuăm așa, vom ajunge de plătit cât mai mult. Ecosud, cel care are, operatorul care are groapa de gunoi de la Bacău, a spus, da, domnule, eu sunt de acord, fac tot ce stă în putere pe la stațiile de sortare, dar trebuie gunoiul să vină de la sursă, de la pupela omului selectată. Dacă mie îmi pui bărăgar de graș, crengi din livadă, ai curățat via și mă pui acolo, sau eu știu, ai măturat curtea și vii cu tot felul de cocen și cu ce mai tu acolo, eu n-am ce să fac. Eu ăla trebuie să-l duc la groapă, n-am ce să fac. Și atunci, repet, ne întoarcem din nou la pubela fiecăruia dintre noi și să punem acolo exact ce credem noi că chiar nu avem ce face. Dar problema mai mult la blocul, la noi, la țară, se mai, nu știu, mai avem în curte, eu știu, găinice mai avem acolo și avem, putem folosi mare parte din aceste resturi. Sau cei bidonul pune la bidon. E destul de dificil, dar constrângându-ne pe toți, trebuie să reducem calitatea de gunoi. Repet, alte soluții se pare că nu există. Am acceptat intrarea în europeană și cu bune și cu rele. Aceste lucruri se produc în toată lumea civilizată, în străinătate lucrurile sunt și mai dure. Dacă în prima etapă a început cu închiderea gropilor de gunoi și ne-a spus că trebuie să avem o singură groapă la nivel de județ Bacău, în 2010-2008, mi se părea o poveste, așa? Fiecare localitate avea groapa de gunoi. Știți că și noi am avut groapa de gunoi, care crea desconfort. S-a închis groapa de gunoi, după aceea s-a creat o celulă la Bacău, o groapă de gunoi la Bacău. Acum ni se spune, trebuie să reduceți, să puneți fracționat. Nu reduceți, plătiți. Mâine, poi mâine, vom avea ce ați văzut în Europa și cred că ați văzut foarte mulți, când fiecare își pune în punga lui pe culori și așa. Astea sunt ținte. Acest act adițional pe care noi astăzi vă propun să-l votați, vine mâine în adunarea generală, va fi supus din nou aprobării la toți membrii ADIS și devine lege de la 1 ianuarie, de la 1 februarie, între ADIS și operatorul Ecosud. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dar vă propun să vedem din nou tot ce vine din afară, la mine se înțelege foarte rău. De genul că tot timpul se înțelege doar penalizări, doar asta, niciodată soluții. De ce ei nu văd o soluție la nivel local? Pentru că, cum atunci când suntem în mediul rural, unde nu prea poți să faci o selectare selectivă a gunoiului, adică să duci la 4 pomeroane, la 400 de metri. Unde ești la bloc, înțeleg, cobor din bloc, cobor cu două plase, una o lași la menajer, una o lași la hârtie. Da? Dar la noi chiar nu se poate face treaba asta. Deci nu s-ar putea să facă o selectare locală, adică din localitate. Să are o linie de sortare, unde mai ai niște oameni angajați, după care îți rezultă în jur de 60-70% reduși cantitatea de gunoi în hârtie, metale, care le valorifici, iar apoi mai departe plătești o cantitate mult mai puțină. Cam asta ar vrea să spună Uniunea Europeană. Dar noi ce înțelegem? Noi înțelegem că românul nostru trebuie să scoată în 4 pungi gunoiul, romprestul, îl ia în aceeași dinamă, îl duce tot acolo, așa cum normaia cel puțin. Normaia, să zicem, într-o singură din asta n-ai cum să treci prin fața unei porți, ca să faci la rural treaba asta, nu poți. E ilogic. Noi am solicitat, bine, și veți vedea că în perioada următoare, ADIS-ul va dota cu pubele pe culori. Cetățenii. Tot o să se traducă doar în taxe, în penalizări și atât tot. În al doilea rând, să știți că gunoiul pe care îl strânge de pe raza localităților este aruncat unor stații de transfer. De exemplu, gunoiul de la Dărmănești se duce la Omenești. Acolo este sortat. Înțeleg că sunt doar alții bani, dar de ce este sortat noi bani? De aici să plătim și mai puțin. Pentru că noi plătim de aici la tona care o livrăm, adică mult. Așa. Dacă noi am face sortare și s-ar putea face sortare pe local, așa, noi am dat mai puțin bani,
așa? Da. Și ai avea și niște oameni angajați, ai obținut bani și mai răsătiri și... Haideți să vă spun, vă spun de ce nu sunt. Varianta asta este cea mai bună și cea mai logică. Dar la noi toate astea se caută doar în impozit, în taxe și penalități. Atât tot. Deci ca să putem să facem treaba asta, cum spuneți dumneavoastră, să avem noi o stație de sortare, ar trebui să facem parte din programul ăsta Smith de la nivel de județ Bacău. Acolo ei au prevăzut o stație de sortare pentru, nu știu, 100.000 de locuitori. Sau cât suntem de la Onești, la Moinești, la Perești, sunt câteva stații în județul Bacău. Deci ideal este ca fiecare să scoată din curtea lui exact ce trebuie. Și nu mai avem noastră. Să se îndesească acele spații. Nu poți să pui la fiecare poartă cât din 4 până de ani. Nu ai cum. Să facem compensație, nu mai facem ce bineînțeles. Mă aleagă dacă vreți, să vă înscriți la cuvânt la punctul ăsta. Nu vorbim așa ca la... ca la piață. Dar voi vă scrieți la cuvânt, facem așa un dialog, înseamnă că facem o consultare. Nu, eu susțin are dânsul cuvânt acum, lăsați-l să vorbească, după aceea vorbesc fiecare cum să scrie la cuvânt. Nu susțin părerea și v-am zis. Nimeni nu încearcă niciodată să vină cu o soluție, cu o gândire, cu ăsta totul, să vină la bani, lumea trebuie să plătească și atâta tot. Asta e foarte simplu. Așa se întâmplă. Deci, asta am vrut să observ. Trebuie să înțelegem. Trebuie să înțelegem că dacă noi scoatem tot felul de prostii, o plătim mai mult. Toți. Deci asta e lege. Iar, de exemplu, vei vedea că dacă vor stabili ăștia o zi pentru plastic, da? Nu știu, miercurea colectează plasticul. În pubela care o am eu acum acasă, știu că miercuri îmi pun plastic, iar luni îmi pun gunoi menajer. Dacă nu am altă pubelă sau nu am altă treabă. Nu înțeleg cum, adică eu într-o singură pubelă, deci îmi țin gunoiul separat în alte pungi, iar în momentul când vine să ridice gunoiul, pun un anumit tip de... Nu, ai înțeles greșit. Eu ți-am spus că Arhidu intenționează să doteze fiecare familie cu trei pubele, da? Roșu, da, și așa mai departe. Pot să vorbim domnul președinte sau mai... Domnul Mirea, ați fost înscris acum, vă rog. Am fost înscris, dar... Doamna Stoicheanu. Facem șezătoare acum, nu mai facem... Vă rog. Lăsați-l pe domnul Mirea. Discutând despre aceste probleme cu pubelele, soluții există, s-au discutat, putem împrumuta ca model din alte țări. Aia nu e o chestie care să o inventăm. Roata s-a inventat de mult. Trebuie să revenim la subiectul care ne doare acum. Noi să plătim o taxă, despre asta vorbim, nu despre modul de... Așa, asta s-a discutat anterior. Taxa asta, de fapt, părerea mea sinceră, este de fapt amenzile statului român către Uniunea Europeană pentru că nu și-au făcut treaba în sensul că de la guvern, începând, nu s-a informat populația sau administrațiile locale și, sau nu s-au dotat prin infrastructură structura necesară pentru selectarea acestor deșeuri. Asta s-a întâmplat. Și atunci guvernul sau statul român, prin guvernul care le conduce, nu mă refer acum politic, doamne, nu mă refer la un guvern PSD, PNL. Vorbesc cei ce care sunt la bordul acestei țări. Trebuie să plătească către Uniunea Europeană niște amenzi zilnice pentru că nu își îndeplinesc criteriile de selectare a gunoiului, cum a fost stabilită de când am intrat în Uniunea Europeană. Atunci, fiind banii destul de cheltuiți, să spun așa, și nu sunt bani la buget pentru aceste ani, se încearcă să se împovăreze cetățeanul cu un cotax, domnilor, să adună din nou bani, tot de pe spatele omului, și, într-adevăr, de la cetățeanul produce deșeurile. Dar ce trebuia de mult făcută infrastructura pentru selectarea acestor deșeuri, informat foarte bine pe televizor, decât să-mi spui în fiecare seară, dimineață și seară la televizor, 100 de accidente și nu ce viorul și târgării. Printre astea ar trebui făcută și reclama la felul de a selecta deșeuri. Și atunci nu trebuia să ajungă la taxa asta pe cetățean. Despre asta este vorba. Creierea infrastructurii pentru selectarea deșeurilor. Deci trebuie acele pubele colorate sau și mai bine și colorate să scrie plastic,
avem deja în anumite locuri. Plastic, metal, carton. Și atunci, cetățeanul, chiar dacă locuiește la oraș sau la țară, poate să-și pună în punga aia neagră, plasticul sau verde sau ce are el, plasticul. Și când pleacă pe jos sau cu mașina, și v-am rugat într-o ședință anterioară să mai îndesim aceste puncte de colectare a plasticului, așa, să, eu personal, așa, poate nu toată lumea are mașină, eu personal îmi adun plasticurile, cartoane separat, mă duc cu mașina, când trec pe zona Marte, Ticaneci, este, bă, bag plasticuri la plastic, metale la metale, adică asta înseamnă cutii de bere, să spun așa. Și așa poate face. Deci nu există că nu se poate. Se poate. De fapt, asta e chestia. Ideea este că ne împovărează cei de la Trimbon cu această taxă, fiindcă nu și-au făcut treaba. Ei sau alții înaintea lor, nu neapărat. Soluția, acum, noi nu dezbatem ce am discutat. Să dezbatem pe această taxă, să suntem de acord cu ea. Sau nu suntem. Noi o plătim această taxă din vina cuiva, nu din vina noastră. Avem și noi vina noastră. Avem și noi, pentru că problema e în felul următor. Dacă noi, la nivel de oraș de Mălnești, vom reuși să ne atingem targetul pentru selectiv, sigur, domnul primar, dar am discutat în ședința de corp. Că scoți la poartă cu noi și îl amestecă ei. Deci asta trebuie să noi, să nu îl amestecăm unul, să noi primăria să punem, desim acele puncte de colectare și atunci, și atunci persoanele care nu respectă alea, atunci trebuie informat o dată, avertizat a doua oară, a treia oară o amendă mică, înțelegi? Cu siguranță, da, cu siguranță, cei care vor, vom avea oameni pe traseu la ridicatul pubelelor și cei care, acolo unde vor constata că în pubelă sunt amestecate, nu ia pubela de la poartă. Deci nu ia pubela de la poartă, dom'le, te duci, s-o pui selectat. Apropo, deci asta e chestia, nu, o treabă care, da, ei se ridică. Într-o ieșire de-a mea în străinan, într-un loc, într-o altă țară, așa? Exact asta s-a întâmplat. Dacă amestecai deșeurile și le puneai nu unde trebuia, deci tu duceai cartonul și îl puneai la gunoi menajer, nu ce mai lua. Că am zis, cum bă? Că nu știe cine a adus. Păi nu mai ia gunoiul. Și atunci stăm cu gunoi și mă afectează și pe vecinii care adus gunoiul. Sper că și nu vorbim de Elveția. Sper că nu, nu, de Franța. Vedeți că exact ce spuneam mai devreme, înainte, aminteam înainte, în țările din Norocană, lucrurile astea s-au întâmplat cu 10, cu 15 ani în urmă și oamenii au înțeles. Sigur, 20 de ani, un pic mai greu. 50? Da. N-am zis. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Balaș. Eu vreau să vorbesc un pic mai puțin, dar acum, știți, noi aprobăm 30 lei, sună frumos așa, 30 lei, păi nimic altceva. Dar un calcul făcut rapid, primăria de Mănești, anul ăsta va plăti 50.000 de lei. În plus. Da. Și la anul va plăti 90.000 de lei. Da, vreau să vă spun, cu aia 50.000 de lei care îi dăm în plus, am achiziționat un teren anul trecut. Deci ăștia e cum, da, așa, boca. Da, da, știu, știu, perfect. De asta noi trebuie să reducem. Dar să știi populația. Deci sume așa, care nu prea ne dăm seama. Nu, sunt destul de mari, dar, repet, dacă noi ne facem treaba fiecare în bătăria noastră și punem selectiv, sumele astea vor fi mai mici sau nu vor fi deloc. Dar dacă vom continua să scoatem toate prostiile la poartă, cu siguranță plătim sumele astea și poate chiar mai mult. Adică trebuie să fim foarte realiști. Dacă omul nu are pomieră să le vină în curtea lui, să știți că tot o mare trebuie și-a fi prin sistemul de informare trebuie să facem tot în ședință televizată, spui ce înseamnă cu noi omenajăm, înseamnă resturi alimentare, așa, nu lemn, nu plastic. Și atunci, la țară, dacă a fost domnul Bogdan Setu aici, dacă v-a venit, a fost, domnule, noi la țară putem să punem și resturile de la alimente care putrezesc în colțul grădinii și facem un îngrășământ. Și atunci putem scoate mult mai puțin gunoi. Și dacă ajungem să plătim gunoiul la tonă, noi chiar am putea, dar noi avem grădini, să plătim mult mai puțin. Aici este un lucru foarte important. Atâta timp cât nu s-a plătit pe tonă primările, n-aveau interes primările
nimeni să reducă cantitatea de primare, nu avem nicio trasă. În momentul în care se vorbește de tonă peste tot, fiecare începe să-și pună problema. Ați văzut? Dom'le, dacă noi producem 1500 de tone și nu-l selectăm, vom plăti cu 500 de milioane mai mult în plus, care înseamnă enorm. Dar dacă eu știu de la început lucrul ăsta, va trebui să-mi calculez banii, așa fel încât și treburile diferente, să reduc cantitățile de gunoi și să nu mai accept ca la cuvelă să fie scoase tot felul de lucruri care au ce să facă. Nu decât să ne dăm lor taxa. Imagine, cumpărăm cuvelă de noi și dăm la cer. Este obligația și pentru cuvelă am vorbit și vom avea perioada următoare clopă de final. Mai gravă la diverse. Stimați colegi, mai ia cineva cuvântul la punctul 17. Domnul Moise. La diverse. La diverse, da. Am fost informat, acum sper să știi corect, la Zemeș au fost deja amplasate cuvere pentru selectarea volului. Noi avem 20 ceva de cuvere acum de locuri de colectare selectivă și am făcut solicitare la ADIS încă din luna noiembrie, cred că, să ne trimită niște recipiente tip robot care să fie ușor de descărcat și de către mașini. Și au zis, domnule, s-a luat în perioada lunii, cred că februarie, vor fi amplasate aceste locuri. Noi am și spus unde să fie amplasate. Dacă cumva se întâmplă de nu ne vin acele tubele, vom mai face noi niște țarcuri din alea pentru plastic ce avem acolo. Adică asta e o chestie care nu putem face noi fără niciun fel. Dar ei au solicitat și au zis, domnule, tot venim cu mașinile alea speciale. Noi din țarcuri nu putem descărca în mașină. Și atunci va aduce noi niște clopuri din alea. Da? Deci cu siguranță sunt lucrurile astea luate. Mai ia cineva cuvântul la punctul 17? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine se abține? Domnul Moise se abține, domnul Milea. Nu, domnul Cotru. Împotrivă. Acum astăzi abține. Acum e abținerii. Deci abține-te, vă rog frumos. Domnul pentru Moise. Cine sunt? Ai întrebat pentru ca să numărăm pentru. Cine este pentru? Deci numără-te-vă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Da? Deci 14 pentru. Cine se abține? Domnul Moise și domnul Cotfas. Și împotrivă? Și împotrivă domnul Milea. Și domnul Milea este împotrivă. Și împotrivă domnul Milea. Cu 14 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare pentru concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău a fost adoptat. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi diverse. Prima dată am să iau și eu cuvântul. Următorul, domnul Moise. Scrie două lucruri, vreau să vă spun eu. În primul rând, s-a discutat și cred că cetățenii au înțeles că e o problemă la gunoi. Vreau să vă informez că primăria orașului Dărmănești a achitat în cursul anului 2018 toate obligațiile din contractul cu ADIS. Adică în fiecare lună am avut de plătit 800 și ceva de milioane și le-am plătit în fiecare lună. La acest moment suntem în situația de a nu ni se ridica gunoiul, motivat de faptul că ne-au mai impus niște sume care, din punctul nostru de vedere, nu ne sunt, nu sunt legale. Ne vom duce în instanță. Rugămintea mea este ca până se rezolvă problema cu gunoiul și sper să se reia cât mai repede acest serviciu, cetățenii să-și țină gunoiul în curte, să nu-l scoate spre stradă, pentru că începem să avem probleme cu el, să nu-l arunce pe lungi și sper, așa cum am spus, că în perioada următoare lucrurile se vor intra pe păcașul cel bun.
Al doilea lucru pe care vreau să vi-l amintesc, în decembrie, și aici mai mult pentru comunitatea din Brătulești, în decembrie a fost achiziționat terenul pentru cimitirul, extinderea cimitirului de la Biserica Catolică. Știți foarte bine că în anii anteriori consiliile locale au aprobat niște bani pentru achiziționarea unui teren cu destinație extindere cimitir catolic. Au apărut în cursul anului 2017 și 2018 niște divergențe în comunitatea catolică legate de care teren și unde și ce și cum să-l cumpere. Am intervenit și eu în discuție cu părintele și cu Consiliul Parohial. Am mai alocat niște resurse, plus banii care s-au strâns de la credincioșii catolici și, așa cum spuneam, în 2018, în decembrie, s-a reușit achiziționarea unui teren, are 4.000 și ceva de metri pătrați, care, cred că mulți ani de aici încolo, va rezolva problema cimitirului catolic. Urmează ca, în perioada următoare, să părintele să facă demersurile pentru a autoriza acel teren cu destinație cimitir catolic. Deci cele două lucruri vreau să vi le spun. Lucrăm în continuare la iluminatul public. Am avut anul trecut un contract cu o firmă. Anul ăsta am făcut licitație din nou. A câștigat licitația o altă firmă de la Onești. Am avut solicitări să mai schimbăm decul ce mai avem noi pe acolo. De luni a început să lucreze firma nouă care a câștigat licitația și acolo unde sunt probleme legate de iluminatul public se intervine punctual, săptămânal și așa mai departe. Vă rog, scurt, dacă se poate, la discuție. Cine? Domnul primar, două probleme. Da. Pe strada de Chitiș, mozezizat cetățenii acolo. Vreau și câteva mașini de balați, acolo e Rechitiș 1, Rechitiș 2, da. Rechitiș 1 acolo. Se pune câteva mașini de balați, că zice oamenii, doamne, în piciorul îl băgăm, unul îl scoatem și pe partea aia pe Rechitiș 2 către Buz. Da. Se bălungească cumva rețeaua de iluminate. N-au de loc niciun bec acolo, își bagă de aici noi. O altă problemă. Eu am mai sensizat aici pe energie. În 500 de metri sunt trei gropi care, acum, mai ales când o să iei zăpada, va fi pericol. Mai ales, e foarte la Cristea Sandi, da, salariatul de aici la primărie, mai sus un pic și dincolo când își sunt de figurițe de la... de la părinții preferințe. Poate ăștia de la canalizare au ei. Da, am făcut solicitare către cei de la canalizare să vină și să-și repacă strada. Nu am, și am primit 10 adrese către cei de la canalizare, către CRAB. Din păcate, rezultatele sunt cum ne permite vremea, în sensul de a avea temperaturi pozitive, da. Intervenim și plombăm noi. Nu, sunt în perioada de remediere a defectului și să nu fac. Domnul Moise, vă rog, aveți cuvânt. Nu am văzut că pe ordine de zi proiectul de hotărâre pentru drepturile bănești care cadrul didactice. Nu s-a făcut cerere, da? Nu reasfaltare, a fost garanția celui de anul trecut, nu era făcut nimic. Deci a venit și a făcut ce era de garanție. Vă arăt în momentul de față... Înseamnă că soluția aia cu tratamentul ăla e... Până la vară, cred că se duce de tot. Deci nu este o soluție care să țină la noi. Am testat, am văzut că nu e, am văzut că acolo la... La sănătul care există acum, mă. Ce s-a acolo? Acolo că aceeași soluție. Au venit mașini pe camuri. Acolo a trecut la mea să-și are zis. Mai aveți domnul Moise? Da. Vă rog. Da. Din strada energiei, la fel. Știu că s-au alocat 320 de lei în... ședința din iulie, parcă, da. Pentru întreținere, reparații prin aștedere de confort asfaltic de 5 cm. Da. Am observat că s-a dus și ideea este și adevărat, nu. Deci la strada energiei, eu știu exact ce s-a făcut acolo. Așa. Deci s-a răzuit, nu mai știu, cred că 4.000 de metri pătrați de
5.000 de metri pătrați de suprafață și necesarul era de 10.000 de metri pătrați. Noi am avut 300.000 de lei și am luat porțiunea cea mai dificilă. Dacă cumva din ce s-a răzuit și s-a plombat, a sărit, are garanție. Și în primăvară îl chem și își reface. Dar acolo nevoia a fost de 10.000 de metri pătrați și s-a făcut 5.000 de metri pătrați. Acum, strada asta a energiei și cu încă niște străzi, știți că a fost trimis proiectul la PNDL. Sperăm ca în PNDL, care în 2019 va fi rediscutat pe resturi, poate reuși să prindem strada energiei și atunci o asfaltăm cap coadă. Nu. Deci acolo spuneți lucrurile corect, au fost 5.000 de metri pătrați, dacă cumva în aia 5.000 s-au făcut găuri, imediat l-am chemat, are garanție și își reface. Trebuie uita dacă sunt în aia, dacă sunt în afară, da. Pentru că nevoia era, când ne-au măsurat, au măsurat 10.000 de metri pătrați. Și noi banii au avut de... Nu, sunt, din ce am observat, mai față ceea ce a fost. Nu cred asta, eu vă spun, nu cred. Pentru că eu știu, dar... Deci dacă sunt cu siguranță, vin la garanție și îi vor să-și facă treaba. Deci se repară de garanție. Da, tot se repară pe garanție. Cât are garanția, perioada lui, cât are garanția. Doamna Nicodim. Eu am veșnica problemă cu gropile de suport, o soluție temporară acolo. Tot soluții temporare am pus acolo, tot am pus asfalt din ăla rece, se pare că nu rezistă nicela. Un pic de apă și dacă e gheață, nu mai este. Da. 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 Și tot anul că acolo. Acolo am intervenit suport anul trecut de două ore. Și în primăvară și în toamnă. Și iluminatul în partea de stat de după biserică. Cum? Avem și el. Spre, da, multe solicitări. Notați domnul Vice și vreau să interveniți acolo. Deci de luni avem contract cu firma nouă și am... Le-am dat temă de casă, intervenim pe fiecare zi. Da? Oricum, eu aș vrea în 2000... Deci, în bugetul pe 2019, să vedem cum reușim să-l întindem, să-l lungim. Aș vrea să mai schimbăm niște lămpi, lămpile astea noi, pentru că anul trecut noi am schimbat 450 de lămpi. Și vă spun, pe lângă faptul că asigură un iluminat ca lumea și conform reglementărilor, a scăzut și cantitatea de, sau mai bine zis, costul, consumul a scăzut, pentru că ele sunt economice, sunt LED-uri de 30 de W ce sunt acolo și e mult mai economic să folosim. Au fost rezolvate multe probleme în ultimul timp. Deci, în locul, știu că am trecut vreo 2-3 ore la cap-coadă, dar vreau ca anul ăsta, să putem schimba un număr destul de mare de lămpi iar, pe, nu știu, stabilim niște culoare, și lămpile care le dăm jos, le reparăm și la fel schimbăm pe cele care sunt, că avem lămpi și de 20 de ani, că sunt niște lămpi, niște castroane din alea care vă dați seama că sunt depășite din orice fel. Doamna Mititielu. Eu vreau o intervenție la care a Ferrari. Cum vorbeați intrăm în jos. Anul trecut ați intervenit foarte bine. Acum, datorită dezghețului, sunt niște gropi și dacă pe șosea, că acolo pe unii mai sunt grămezi, astea, gropi, cu mașina le mai poți ocoli, pe care ferată nu poți ocoli nici cum. Adică, poftim? Nu pe suport. Deci, mai mare durere. Deci, acolo, dacă interveniți ca anul trecut... Deci, noi trebuie să punem asfalt rece. Nu uitați că suntem în 31 ianuarie. Știu. Deci asfaltul ăla rece are și el niște condiții de... Punem astăzi și mâine sare de acolo. Și ăsta zice, un piculeț de da, nu stă. Oricum. Vedem, pune pe viteză. Nu se circulă cu viteză. Oricum nu se circulă cu viteză. La calea ferată, fără asfalt rece, nu faci nimic. La calea ferată. Și atunci, dacă venim și punem asfalt rece, să sunt niște condiții. Prea mare copii. Rămânem cu curata în șină. Să vedem ce putem face. Poate reușim să facem ceva, vă rog frumos. În care e groapa? Domnul Desca. Îmi cer scuze, nu am scris la cuvânt, dar tot suntem în capitolul drumuri. Aș vrea să vreau pe domnul primar să informăm cetățenii din cartierul Lapoș când se începe lucrările la drum. Da. Am să fac o precizare. Pentru Lapoș s-a semnat contractul că am spus, cred că vreo 100 de ori povestea asta. În Lapoș s-a semnat contractul de execuția lucrărilor în decembrie. S-au făcut pașii pentru licitație. În decembrie a fost emis ordinul de începere a lucrărilor și datorită condițiilor de vreme, care nu poate nimeni să lucreze iarna și să toarne asfalt, că nu, pe timpul îți dă voie ISC-ul și cei care te controlează, este sistat
pe momentul ăsta contractul. Și așteptăm, nu știu, astăzi o delegație de la București, cred că deja au venit, ne-au spus că vor să întâlnească cu mine, să analizeze, să vadă că dacă vremea le permite și timpul bun, se apucă de ceva lucrări. Da? Deci pe toată perioada asta de vreme rea, contractul este insistat că așa se face în toată lumea normală, imediat cum vremea permite și permite semnând temperaturi peste, nu știu, 8-10 grade, vor începe lucrările. Da? Deci, contractul este semnat, așteptăm să fie vremea bună. Sper anul ăsta să se vadă lucrurile acolo. Cu blocurile pentru cei care sunt interesați. Anul trecut am făcut licitație pentru execuția blocurilor, pentru tecuielile alea și ce am stabilit noi acolo și nu s-a înscris nimeni la licitație. Am reluat procedura din nou. Acum iar este deschisă licitația pentru execuție. Eu mai mult de atât și noi nu putem face. Nu putem duce noi să ne apucăm de tecui blocurile. Este licitație publică până pe 20, parcă februarie, se pot înscrie firmele pentru execuția lucrărilor la bloc. Sper să se poată să se înscrie cineva și să, pentru că vedeți, avem o problemă. Avem proiecte, avem finanțări și nu avem firme care să le facă. Ce să, mai mult de atât nu putem face noi. Domnul Zescoa. Da, voi începe printr-o nemulțumire și presupun că toți cei vedeți, sau majoritatea cei vedeți în această sală de consiliu, sunt abonați ai societății pe cablu și internet în cablu acar. Nemulțumirea mea este legată de diverse programe. De prețul destul de mare pe care îl percep acești domni. Și v-aș ruga, domnule primar, dacă ați putea să faceți demersuri ca ei să nu mai dețină monopolul în Dărmănești, să intervenți într-un fel sau altul și eventual să mai beneficiem și de serviciile altor societății. O să mă deci, vă spun, la momentul ăsta, stând acasă, efectiv n-ai la ce să te uiți. N-ai tu un program de sport ca lumea. Aveam Telecom 5, Telecom 6, le-au transformat în televiziuni prin de agricultură. Nu știu câți mama n-ai din Dărmănești, că ăsta s-a ocupat de agricultură. Toți. Eu mă uit. Da. Copil? Și eu. Nu mă uit. Nu mă uit. Nu mă uit. Dar eu să am o discuție cu asta, să dacă pot îmbunătăți. Și asta voiam, sau măcar vă fac să interveniți noastră, pe lângă conducerea acestei societăți, să intervină cu modificare. Deci de ani de zile, ei nu au schimbat nimic. Au dat câte o tentativă de program, la care efectiv mai la ce să te uiți. Plec la punctul numărul 2. Punctul numărul 2, vin și sensibilizez colegii consilieri. Și vă aduc aminte că dacă acum un an și ceva vă rugam și începuse demersurile pentru stadionul de la Dărmănești, care din fericire am reușit să trecem în patrimoniul primăriei, cei care nu ați fost puteți să treceți pe acolo, să rămâneți uimiți de ceea ce s-a făcut. Acum vin cu o nouă propunere. Și o propunere care mi-a izvorât ideea asta, văzând obiceiurile de sărbători din zona noastră, respectiv cu ursul. Am fost la Comănești, am fost la Dărmănești. Stau și vă gândesc, domnule primar, dacă nu ar fi bine, pentru că tot vorbim noi de turism mult în zona noastră, dacă nu ar fi bine să sensibilizăm primarii din Dărmănești, din Comănești și Dopteran, și să transferăm aceste obiceiuri cu carnavalul, cu carnaval la Osu. Avem potențial, avem pensiuni, avem... Deci să-l transformăm? Într-un carnaval la Osu. Legat de Comănești, Dărmănești, Dopteran, eventual, chiar și alții. Carnavalul de la mine... Pentru că noi avem posibilități de cazare. Avem obiceiuri frumoase, domnul consilier, dați voi chiar în participați la cezărea. Avem posibilități de cazare, avem tradiția culinară din zonă. Avem peisajele astea frumoase, oferite de munții de Vila și munții Ciucului. Avem tradiția noastră. Să nu uităm că noi avem obiceiuri foarte frumoase la Crăciun, legate de Gian. Ceata lui Bujor Comănești al său. Eu n-am mai văzut capra la noi. Ar trebui să o reacualizăm. De ce să nu-i oprim pe cei care vin din sud și se duc spre Vatra Dornei? Păi cu colii, de ca altceva. Deci nu-i la Dărmănești. Eu am făcut un prim pas și am văzut că mulți dintre noastre ați văzut acel filmuleț. L-am și distribuit. Care vine cumva să, și au zis că erau niște specialiști acolo care vorbeau, vine cumva să
cumva să dea câștig Dărmăneștiului, că aici au luat naștere aceste tradiții. Din păcate, ce scuze vă întrerup, din păcate, în acel timpuleț, cam jumătate din ce reprezentate sunt din... Mai de la nord, de vest. Vorbește de Dărmănești, ascultă. Da, vorbește de Dărmănești, asta contează. Vorbește de uzi care sunt aici, da? Deci ei au venit și au luat din tot arealul ce au filmat ei acolo. Asta și demersurile noastre merg mai departe pentru, vă spuneam la un moment dat, pentru a introduce acest festival în, la UNESCO. Ei, aici local sunt tot felul de orgolii și fiecare localitate își susține interesul. Comăneștiul spune că la Comănești la său a luat naștere obiceiul, Dofteana la Dofteana, noi spunem la noi și cred că un festival sau un eveniment care să se întâmple la sfârșitul anului și să participe toate cele trei localități sau patru, nu cred că va fi posibil. Dar nu se participe în aceeași zi. Dacă astăzi la Său, mâine la Comănești, poi mâine la Dofteana. Dacă gândim un festival de genul ăsta, ar trebui să aibă altă dată decât 31, pentru că 31 este sorba. Nu, dar să rămâne pe ceea ce suntem noi, pe ceea ce se știe. Comănești 30, Dărmănești 31. Eventual să mai legăm o localitate înainte de data 31. O altă chestie care ne personalizează pe noi și este foarte important ce spun, în toate aceste discuții care le-am avut cu specialiștii, la Dărmănești, cu ce ne deosebim noi față de alții? Dărmăneștiul participă doar Dărmăneștiul. E foarte important. M-au întrebat, doamne, de ce nu facem de asta festival ca la Comănești? Ca la Moinești, ca la Berzunț, ca la nu știu unde vreți dumneavoastră. Și am spus, noi nu avem nevoie pentru că ursul s-a născut la Dărmănești și noi avem aceste cete. Da, aceste cartiere și formează propria ceată. Acest lucru este un element de unitate, de unicitate. De unicitate. Unicitate, dincolo de faptul că avem în zi Valea Ursului, un alt element de unicitate și astea cumva ne personalizează. În momentul în care noi am face din Festivalul Ursului un conglomerat și noi putem chema tot felul de cete de la Giud până la Ghimeș. Nu mai are specific. Putem participa cu obiceiurile noastre. În altă parte, cu jiarul, cu steaua, cu deci, bolină. În altă parte, să știți că din Dărmănești și anul trecut și anul ăsta, ceata din Boiște a luat locul pe județ la Bacău, da? Au fost chemați și au luat locul 1. Dacă v-ați uitat acolo, datile și ce au făcut la Bacău, au luat locul 1. A fost cea mai frumoasă ceată de urs din tot județul. Și au participat și de la Dofteana, au participat și de la Comănești, de la Moinești. Uitați-vă, vă rog, că este filmul acolo. Ceata din Boiște a luat locul 1 pe județ și anul ăsta și anul trecut. Asta e un semn de recunoștință și mi-au spus și cei care au organizat această treabă la Bacău. Mi-au spus, domnule, sunt cei mai frumoși, sunt cei mai autentici, cei mai urși din Dărmănești. Ei spun și profit de intervenția asta, pentru că am povestit la oamenii de autenticitate. Și rog eu pe capii de ceată care vor mai fi în anii următori, 30 secunde. să lese împrumuturile de comenzi în altă parte. Da. Noi avem pe Dărmănești, avem comenzile noastre, deja am început, mai lipsește să mai vină cu fluierajul pe la noi. Aici deja este o chestie care... Deci asta chiar aș ruga. Care ține. Noi am putea să facem altceva. Noi, Consiliul Local. Să facem un regulament, să spunem, domnule, uite, astea sunt comenzile autentice ale noastre și cei care le respectă și le comandă acolo vor primi punctajul ăsta. Cel care comandă altceva ce vrea, corect, e altceva, înțelegeți? Adică putem cumva să avem un... Pentru că e greu acolo de spus dacă ăla sau ăla are dreptate. Deci să venim cu ceva clar noi, stabilit și atunci spune, domnule, cei care vor să participe și vor respecta treaba asta, vor avea un punctaj la comandă sau la... Da, pentru că perioada sărbătorilor de iarnă, un palier întreg de la Hotel Romanița a fost ocupat de niște turiști din Constanța, care au venit special pentru obiceiurile din zona asta. Și au rămas oameni încântați. De ce nu începe să fie cunoscut? De ce să prindă să aibă priză? Da, vreau să vă spun că pe 31 la Dărmănești a fost o delegație și oameni de afaceri din Rusia, n-am știut, am aflat și eu atunci, niște oameni foarte, foarte bun potențial, au rămas extraordinar de impresionați. Și mi-au transmis invitația de a trimite o ceată de urși în Rusia. Pe banii lor, pe toată treaba lor. Dar putem merge cap de ceată de la consilier, despre ultima întrebare. Ați făcut punctajul după
Reveretul de 31. Da. Care au fost criteriile? Sau cine a fost juriul? Haideți să vă spun, să vă spun despre, despre, ce, da, despre ce a fost vorba. În primul rând, noi am avut, doamna secretar Păcar, că a plecat niște cutii din astea în care cetățenii au spus acolo, da, votează cu cel care îți place. Ce am constatat noi? Când venea ceata ungurenilor, ungurenii erau cei mai, cele mai multe locul 1, când venea locul, locul 1, locul și așa mai departe. Ăsta a fost un criteriu și după criteriul ăsta noi am spus, haideți să, anul ăsta a fost în premieră, am făcut un, ați văzut un trofeu, festivalul Ursul de la Dărmănești, da? Festival este trofeul cel mare care a fost câștigat de Boeștea și după aia locul 1, 2 și 3. Al doilea, al doilea criteriu, al doilea criteriu a fost, al doilea criteriu a fost în felul următor. Dacă mă ascultați, vă spun. Dacă... Deci a fost felul cum arată ceata mascaților și cei care au spus acolo, o colindă, ce au spus ei. Deci am avut cete care, de mascați care au, au și colindat și cete care... Dar felul numeric, măștile și așa mai departe. Un alt criteriu a fost și cel și foarte important, numărul de piei, felul cum au jucat pieile, felul cum au comandat pieile, cu cel care avea comanda acolo, cum a comandat ursul. După aceea, un alt criteriu a fost arbiturile, le-am luat la un loc cu tobă, cu felul cum s-au îmbrăcat, cum au bătut. Deci au fost niște criterii destul de consistente și cu niște note date acolo. Și ce pot să vă spun eu? Față de anul trecut, când m-am uitat pe tabelele alea, a crescut și cantitativ și calitativ aproape fiecare cear. Ca element de noutate, știți, triajul n-a avut în anii din urmă, a venit cu... Și mulți și viitori, mulți. Da, și a, a crescut calitativ și ăsta este un lucru îmbucurător. Sigur că a crescut și cuantul. Noi am încercat să dăm cât mai mulți bănuți acolo ca să și stimulăm lucrul ăsta. Așa, și de la urs la urs, vă rog să interveniți și într-un fel sau altul să facem o agenție lotopronă și la Dărmănești. Din păcate, nu Dărmăneștii care mai vor. Am avut promisiuni când a deschis cineva. Păi, dumneavoastră, știi, am avut promisiuni așa. Nu-i convine la mine. Nu-i convine. Domnul Balas. Haideți, haideți, că deja vorbesc de două ore și nu mai e. Da, apropo de autentic, eu zic că aceste cedii să fie autentice, că anul ăsta a apărut Șurșanu. Eu n-am auzit de Șurșanu. Nu. Deci regulamentul pe care noi îl facem. Șurșanu, deci atenție, regulamentul pe care îl facem. Mare da? Regulamentul la care putem lucra de, de comun acord, trebuie să reglementeze treaba asta. El poate să-l spune de ce vrea, dacă am înțeles. Am înțeles. Eu am trei lucruri și așa rapid. Am trecut prin întotdeauna. Dacă imediat ce se va încălzi sau se va putea. E zona aia între Băgubeni și Plopul. E un părăuz care trece de vară, nici nu-l vedem acum. Dar pe timp de iarnă, în gheață, și o mașină mică nu poate trece dacă nu are o mașină 4x4 sau ceva. Un tub de veterinar de iarnă din muncă, care vine prin vara. Numai când vine ploaia, apa mare și ăsta nu prea face. Îl despundem, dar nu știu, deci nu, ca o rămâne. Și sunt și copii care vin la școală din zona Băgubeni către Plopul acolo. Un pic de balastare, ceva. Da, sunt niște... Lucrurile astea se vor face cu vremea. Da, nu. Nu avem cum să ne... Dar, vă spun, rămân mașinile suspendate în zona aia. Deci acum noi am zis chiar un spot din tale. Nu știu. Un spot din tale. Sau avem și un masă de ăsta pe noi. Vedem ce... Sunt de acum așa trebuie. Nu, 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 decât să plătim vorba domnului coleg Balaș, atâtea penalități, care sunt greșelile României de, pe parcurs la mulți ani. Ca să stimulăm și, ne educăm în același timp. Dacă toți sunt zonele care sunt cimentate și amenajate, vechile zone da, cu acele platformele, ca primărie, m-a spus și colegul domnul Milea, să achiziționăm acele clopote, da. Să le avem. Și am văzut la agenții economici care au încheiat niște contracte cu firme pentru, am văzut pentru partea de celuloză. Plastic. Da. Și ca primărie, dacă noi acolo depozităm locuitori și primărie,
să fie ceva săptămânal, că nu cred că se adună atâta cantitate. Să vină acele firme care contra cost către primărie. Nu merge și spune de ce. Singurul operator care are voie să ridice aceste deșeuri este Rompres. Scurt. În condițiile în care noi, a venit cineva de la ONG, un operator de la ONG și ne-a spus, domnule, eu vin cu niște plase de astea, le ambasez, colectez avisul și Romprestul ne-a spus, nu, eu sunt singurul care am dreptul să ridic pentru că eu, da, fac colectarea și a unui menajer și a primului selectat, da, deci ce avem acolo. Eu sunt singurul autorizat. Ceilalți care vin și iau deșeurile astea, plastic și ce mai e acolo, vin pe barba lor. Eu nu pot să închid un contract cu altă persoană, atât timp juridică, cât eu am contractul cu Adisul și cu Rompresul. Bineînțeles, deci, că Rompresul nu dă niciun bani. Și bineînțeles, ei n-au dat nimic. Deci, el vine și spune, da, domnule, eu Rompresul și Adisul am investit, îți aduc clopote. Adică, eu cel mai bine ar fi, dacă îți faci timp, să vii într-o zi la Adisul și să vii și să te lămurești, că nu știi clauzele contractuale, să vezi câte lucruri sunt acolo. Și eu am crezut că... Agenții economici cum au făcut chestia asta? Agenții economici au contracte, au contracte. El, agentul economic, are contract pentru hârtie, pentru așa, pentru că îi plătește acea firmă mai mult decât îi dă Rompresul. Și ei, marea lor majoritate, fie le aduc hârtie, fie, nu știu, dau cartonul la brancar și îi aduc hârtie. Și la brancar și le da, și vine și are un contract agentul economic direct brancar, cu brancar. Nu primărie. Înțelegeți? Iar gunoiul menajer, până acum, pe gunoiul menajer, agentul economic a avut un contract. Și în continuare, dacă noi facem taxă pentru agenții economici de la 1 februarie, eu fac pe gunoiul menajer. Restul ce reciclează el, treaba lui, pot să-mi dea o hârtie sau cartonul care... Înțelegeți? Și ca persoană fizică. Păi ca persoană fizică puteți să faceți contract cu cine vreți, dar nu primărie. Că eu, primăria, sunt în contract cu Adisul și nu-mi dă voie. Mie nu-mi dă voie. Eu am un singur contract valabil și atât. Persoana fizică puteți chema pe cine vreți acasă, domnule, vă dau o hârtie, vă dau. N-am niciun fel de contract. Dar primăria, că scrie acolo în clauzele alea contractuale, UAT-ul, ca membru Adis, agentul economic nu-i membru Adis. Eu, ca membru Adis, condiționat de... Domnul Roman. Și... La acea strânduță care este înțeleagă de domnul David și am nu știu dacă îi spune tot Castanilor, pentru că Castanilor e partea cealaltă aproape de locația mea. Este o traversare și șanțul care vine cu, de pe strada principală, acolo apucă pe strânduța aceea vis-a-vis de domnul David, care mai ales când sunt zilele ploioase sau acum cu zăpadă se topește, curge apa direct pe stradă, deci acolo oricum, chiar dacă se pune ceva, griblură din aia sau asta, nu are niciun efect. Deci acolo va trebui canalizat ceva. Văzut la fața locului de către dumneavoastră sau specialiștii. Eu o să mă mut acolo să plec și pe vorba, dar la fel, repet. Discutăm de investiții și de lucrări de genul ăsta după ce vreme ne permite și avem și buget. Dacă noi vorbim de elicoptere și nu avem apropa buget. Și o să vă mai rog să luați un mic legătura cu doamna director de la școala numărul 2. Acolo este o problemă la o scurgere la acoperiș. Deci ceva la odor iese, prelinge pe, la, pe perete, deși dânsa a mai acționat acum cu firmă, când au fost niște, poate știți, din buget, din nu știu cum au, și cu 2% ce au dânsele pe recurs. Și depășesc posibilitățile, pentru că am spus că s-a îmbibat efectiv și izolația de la perete cu apa care se scurge. Și au putrezit și pe partea noastră și, vă rugăm să intervenim. Discut cu doamna director și vedem ce. Da. Domnul Roman, o problemă și un pic ultima încercare. Da. Deci, ați montat la pod, la izvorul negru, un indicator de 3,5 tone. Pentru ce a fost montat, trebuie luat. Vă trec cu 40 de ani. Am discutat acolo, este... Un pic să vă spun, da? Este, v-am spus că fiecare contractul ăsta de lucrări are o garanție.
constructorul impune niște reguli acolo. Adică dacă el a turnat beton la flotul ăla și trece camionul de 20 de tone peste două zile, el nu mai dă garanție. Și o să ne uităm, sigur, s-a întărit, cred că s-a întărit. Dar, sunt cine răspunde, nu și-a făcut treaba. Dar, uite, și a doua problemă, a doua problemă, dragii noștri concetățeni țigani, trec cu căruțele cu lemne care au arică așa și mi-au boțit o arică la mașină, hai să ne mai, să-i mai întrebăm ce fac. Prin organele specializate, pentru că, efectiv, continuă să ne sfide. Deci, efectiv, mi-au boțit mașină. Și n-ai... Pe drum, n-ai cum să treci. Ești cu lemnele așa, la 2 metri de căruța lui. Ba, toate s-a arătat. Ești rochită unica. Da? Da? Pat. Deci, mămelea. Și este închise. Da. Vreau să vă reamintesc că am avut o discuție și am trecut prin primăvară, ca o propunere, să amenajăm și potul de pe Boiște. Urmă, ar trebui să umblăm la cauzele care inundă localitatea noastră, în sensul sunt niște canale colectoare care s-au deteriorat. Și aici sunt mai multe exemple, dar să vă spun așa, cum spăraiere, în Poiana avem acolo un sat, undeva pe, la Timaru. A fost o, e un șanț care a fost zidit de mult, s-a dărâmat. Ar trebui undeva umblat pe zona pădurilor, pe drumul senatorilor și acolo și în alte zone. Deci de unde vine povară, de acolo începe trebuie găsită soluția pentru colectarea apei. Pe acest canal, care zic eu, dacă ar fi rigole pe drumul senatorilor corecte, n-ar mai ajunge atât de apă într-un singur canal. Deci, când merge, i-ar trebui să meargă cu niște rigole utilizate. Da, știu acolo, eu sper anul ăsta să putem să le facem. Să topesc, să pezele, mai cald, mai plouă și strada Poiana. Dacă facem strada Poiana, reușim să facem Poiana și cealaltă. Dar trebuie continuat cum a început la Poiana. Canalele betonate. Da, da, și să umblăm un pic și sus. Părâul de la Glodă, să știți. Dacă nu, mai mai aveți ceva, domnul Miro? Da. Nu, mulțumesc frumos. Declarăm ședința închisă, stimați colegi, și vă mulțumesc pentru participare.